Nu, nu, că o să începem cu noastră câteva cuvinte despre partida de astăzi. Eu cred că a fost un meci echilibrat astăzi. Spun lucrul ăsta pentru că, bineînțeles, cu toții cunoșteam rezultatul din prima partidă, după care trebuie să spunem că, indiferent de rezultat, noi am căutat să ne facem jocul nostru. Așa găsesc că e normal să respecti adversarul, să te respecti pe tine însuți. Și mai mult de atât, aș vrea să felicit echipa gazdă care astăzi a reușit să, în cele din urmă, aș spune în ultimul minut, să câștige un punct, cum s-ar spune. Bineînțeles, nu vreau să ironizez, să nu fiu înțeles greșit, dar eu cred că astăzi a fost un meci în care noi ne-am tatonat, dacă se poate spune, reciproc. Ca adversari și, bineînțeles, parteneri. Pe ansamblu, privind cele două manșe, unde s-a făcut diferența? Că în momentul de față, dacă ar fi să dau rapid un răspuns, cred că poate puțin mai mult în faza defensivă am reușit noi să fim puțin mai inspirați. Mă refer la ambele partide.